Bine v găsit regăsit, prieteni, bună dimineața! Titularizare, profesori, foarte mulți sub nota 7. Și evident, Facebook-ul reacționează, nu-i așa, gura poporului acolo. domnule, dar ce profesori avem și mai vorbim despre educație. Pe mai băi, băieți, stai să luăm invers. Unul dintre subiectele date profesorilor de către Mahări din Minister a fost, domnule, spuneți-ne despre uh, spațiul intra- și extracarpatic, secolele 2-14. Secolele 2-14. Nu o să găsiți, și ziceau ăștia din minister, faceți cel puțin 5 pagini de discuții, de așa, da? dar nu o să găsiți în istorie 5 pagini la care să achieseze uh, istoricii, da? O să facă un front comun despre spațiul ăsta intra și extracarpatic, secolele 2-14. Adică, pur și simplu după 271, după retragerea romanilor, se cam pierd toate. Există unele surse, nu spun credibile sau necredibile, da? Iordan, de exemplu, care spune au mai rămas 40 de blăjgani, de bărbați, voinici, daci. Nu asta ne interesează. Ne interesează stilul în care ministerul, mă rog, ministerul, mahării din minister, înțeleg să evalueze capacitatea unui profesor de a face dintr-un copil cetățean. Bun? Bun. Adică discutăm despre, iarăși, tot felul de obsesii ale unor dinozauri din ministere de a pune profesorul domnului, ia să vedem ce vrei tu să spui despre, să zicem, secolul 6. Dar despre secolul 8. Ia să vedem, ești în ton cu politica Partidului Comunist Român începută de Edgar Papu prin 70 și nu-i așa, privind continuitatea, protocronismul, etc. etc. Și atunci se ajunge la aberații că și dacă ai ști câte ceva despre secolele 2, 14, da, spațiu intra și extracarpatic, băi, dar oare dacă scriu așa le convine? Dar dacă scriu despre nu știu care cronicar grec, da? Oare nu mă depunctează? Și ți frică să scrii despre subiect, pentru că subiectul nu este despre istorie, ci despre capacitatea ta de a bate pas de defilare în fața unor 2, 3, 5 istorici pe care o lua valul și vorbesc despre continuitate de acum 4.000 de ani. Îmi scria un domn, domnule, românii sunt de 4 ani aici. Și azi, bă, de acum 4.000 de ani erau români? Da, erau români, că s-au descoperit nu știu ce codă de lopată pe acolo, prin civilizația etruscă și să vezi cum seamănă cuvintele alea cu cuvintele românești, nici măcar limba dacă, limba română era. Mama mia! Adică sunt oameni care îți citesc tot felul de cărțului puse acum pe tarabă și au impresia că ăla adevărul. Sau se uită la nu știu ce pe, pe YouTube, da, despre marea civilizație românească, atenție, da, care au dat lumii, sau cel puțin Europei, toată civilizația, și sunt fascinați de, de acel science fiction de acolo. Bun. Chestiunea asta, să știi că nu se întâmplă de er de astăzi. Prostul, când ajunge în minister, devine un prost plenar. Da? Eu țin minte când a dat examenul la filologie, ghiși ce a fost un subiect. Opera lui Argezii, cronologic. Noi, ăștia de clasa 12, ne pregătiți se Băi, povest, cum să zic, citeai critică literară, citeai opere, erai antrenat să dezbați o operă, să o comentezi, poate nu pe placul profesorului, dar cu ideile tale și dintr-o dată, cronologic, opera lui Arghezi. Și trebuie să știi despre cronologia opere unui scriitor care a scris zeci de cărți. Cum să dai anul și opera? Da? Știai despre cuvinte potrivite 1927, debut la 47 de ani, mai știai de Flor din Mucegai 1931, cu bastonul prin București prin 60 sau 50 și o traducere din 56 în Ungurește. Da? Tot la București, Saca. În rest, știai opera lui, dar nu știai, băi, fiecare când o apărut. Îți dai spre satisfacția dobitocului din minister, care, la fel atunci, la fel acum, vrea să pună la încercare. Domnule, las că îi delimitez eu pe ăștia. Că dacă zici, toți sunt buni, ăștia au o problemă cu căpățâna din ministere. Numai și cum îi delimităm? Ia să le tragem o chestie pe care nimeni să nu știe. Ăsta e sistemul de educație din România. Profesorul te cheamă la tablă, recte, ministerul, să vadă ce nu știi ci să spună în față că ești prost. Nu să-ți ia abilitățile, să-ți ia atitudinile bune și să le plămădească într-o formulă care să te ducă mai departe pe tine ca om și pe tine ca societate. Nu. Noi încă mergem pe ideea asta că nota este sfântă. Domnule, dacă ai luat 10, ești foarte deștept, indiferent dacă ui sau nu, peste două zile uh, tema, da? dacă ai luat un 7, ești mediocru, iar la 4, ești prostul prostului. Ei bine, în Occident nu e așa. Eu am asistat la câteva, la câteva lecții, la un moment dat, acum mulți ani, în Belgia. O bă, era o plăcere. Acolo totul era o discuție între profesor și elev. Și erau, profesor, erau elevi de clasele 5, de clasele 7, deci nu neapărat uh, copii care sunt clasele 11-12 și deja se simte bărbăția în ei sau se simte, uh, cum să zic eu, ideea coaptă. Nu. Totul era o discuție între, între elev și profesor. Am văzut după aia în Cluj, sunt convins că sunt mulți în țară, da? doi profesori de istorie extrem de iubiți. Da? Ian Cumoțu. Ian Kumotsu care, acum a ieșit la pensie, da? venea spunea, nu scrieți nimic, nu mă interesează să scrieți, mă interesează manualul. Eu vă spun povestea epocii, vă spun ce a fost era extrem de iubit de copii, dar profesorii ceilalți, sau mă rog, inspectoratele, se uitau așa la el cum adică asta nu respecte nimic. Nu, nu, copiii trebuie să știe istorie, nu trebuie să știe neapărat manualul de istorie. Mă duc pe temele de acolo, respect temele, dar lăsați-mă cu aiurelele scrise acolo de tot felul de bajbuzuci care în sfârșit dau slujbe la biserică și au văzut și ei numă, numele pe o foaie de hârtie, dar tipărită. Și al doilea, l-ați văzut la mine, Blagoslovievici, Da? omul vine și este un cozăr, da, cu propriul elevi. Adică, a, istorie locală, păi băieți, lăsați uh, sala de clasă. Am plecat prin Cluj să vedem istorie locală și să vă explic. Uite, asta e clădirea nu știu care, uite, fost spital CFR, aici era biroul lui Franz Iosef când venea în Ardeal. Uh, uh, Muzeul de istorie, Banfi, cine a fost Banfi, da, de unde vine, ce a scris Banfi, care e familia, adică, dintr-o dată te bagă în istorie pe de-a întregul și te formatează în așa fel încât tu înțelegi istoria mai degrabă decât să o știi pe de rost. Știu tu asta pe de rost este o ambiție din estul Europei, nu e așa, avem încă traumele alea băgate de Macarenco, marele pedagog rus, care a venit și a zis, băieți, aici ai nu e lușa, și aici e ai curerușa, și aici e, ai, nu știu ce, extemporal. În momentul în care depășești chestiunea asta, o să vezi că încep să ai câteva rezultate la educație. Ce fac acum ăștia din minister? Sunt speriați. Sunt speriați că orice reformă ar trebui să existe, începe cu îndepărtarea lor. Și atunci, ca să se simtă util, trebuie să arate că erau să mai proști. Domnule, eu aș pleca, dar nu pot că uite câți proști sunt aici. Uite, am dat examenul ăsta de titularizare, o grămadă, o luat, note sub șapte. Păi ce ne facem, fetelor? E bine, nu e așa. După ce îi îndepărtesc pe ăștia, o să vezi că încet, încet, Educația își revine. Ce avem acum? Avem un fel de balmajală. România educată este un fâs Asta să fie foarte clar. România educată oricum a fost promovată ca o tâmpenie În primul rând, tu nu poți zice, gata, începem programul și depoi mine ești educat. Asta se face în două, trei generații, acolo se vede. Și măcar, dacă n-ar fi avut exemple, vezi la Spirul Haret, pune 14% în educație din PIB, da? într-o vreme în care aproape toate țările puneau. Noi eram la mijlocul <coughs> lor care dădeau bani pentru o școală, da? Și într-o generație jumate, două, ai tot, 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 toată pleia de asta, de la Cioram până la Iliade, de la Iescu până la Brâncuș, de la cine vrei tu, la cine vrei tu. <coughs> Toți ia cu care ne lăudăm astăzi, sau dacă mergem pe străzi în orașe, o să vedem numele lor pe mare de bulevard. Și culmea vin de la profesori, este asta. Că în ministere nu spus nici templari, nu spuși nici medici, nu spuși nici măturători. Ești profesor. Doar că i-au ales întotdeauna pe ea care s-au dus către partide politice. Bă, ești profesor. De ce intri în partid? Păi, în primul rând, ești cam frustrat. Pe românește. O să zic că unii, cum pot să spui așa ceva? Uite, eu spun. Da, dacă ai altă părere, spune aici. Da, domnule, sunt frustrat, n-am ajuns director am de o grămadă de ore, e mai fain așa, mă duc la o ședință de partid, poate mă fac inspector, îmi țin postul, etc., etc. Și de acolo minister. Ei când ajung în minister, deja și cota crește, dar și slugărnicia trebuie să crească odată cu aia. Bun. Și de acolo mă pune să fac subiecte. Pe păi ce subiecte fac? Subiecte prin care să arăt că stare, prin care să arăt că, domnule, mai avem de lucrat aici, nu pot și schimba toate porcările astea se petrec într-o țară care se pretinde a Uniunii Europene. Băieți, dacă noi am vedea cum se întâmplă în celelalte țări, am turba. Ai noștri au făcut o lună de grevă ca să ajungă la 4.000 de lei salariu. Nu știu dacă au ajuns. 4.000 de lei salariu înseamnă 800 de euro. Acum, când m-am întors din Albania, povesteam cu un profesor da? care ținea pe lângă terasa aia de vară, mă rog, două luni pe an, mai avea încă o slujbă în Tirana și îmi spunea, în sfârșit, acum se, 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 pune la punct legea prin care un profesor în Albania trebuie să aibă salariul de debut 900 de euro, fără nicio grevă. Asta ca să înțelegeți diferența. Ca să nu mai fie ideea care au impresia că, vai, dar peste tot e așa în Europa. De ce comentați despre România? Dar de ce ziceți așa? Nu, băi, băi, numai la noi e așa. Numai la noi e așa, doar că dacă nu te uiți ce dincolo, o să ai impresia că porcăria ai peste tot. Nu, băieți. Dincolo sunt alte porcării, mai mici, mai mari, toate, fiecare cu, cu ale lui. Dar, când e vorba de educație, noi suntem unici. Adică, n-avem. Zi minunat!